Giorgio Vasari, care este considerat părintele istoriei artei, avea o stimă deosebită față de Michelangelo. De asemenea, arta lui a fost influențată de geniul artistului renașentist. În continuare, am să prezint un text din cartea sa, Viețile pictorilor, sculptorilor și arhitecților din Renaștere, un text care mi se pare extraordinar și care arată măreția lui Michelangelo. În vreme ce spiritele alese și iscusite de pretutindeni, cu toate că osteneala era în zadar, folosindu-se de lumina preavestitului Giotto și a urmașilor săi, se sileau să dea lumii o dovadă a frumoaselor însușiri cu care firea și bunăvoința stelelor le înzestrase mințile și țineau din tot sufletul să imite prin strălucirea artei măreția naturii, spre a ajunge cât mai aproape de acea înaltă cunoaștere, căreia mulți îi spun inteligență. Pentru artistul renașentist, desenul însemna inteligență, însemna proporție și desenul era la baza sculpturii, picturii și arhitecturii, desenul reprezentând o problemă a minții, o problemă a inteligenței omenești. Reiau ultima frază. Spre a ajunge cât mai aproape de acea înaltă cunoaștere, căreia mulți îi spun inteligență, atotmilostivul părinte și-a îndreptat îndurător privirile către pământ și văzând nesfârșita zădărnicie a atâtor osteneli, înflăcăratele studii de orice rod și credințele pline de îngânfare ale oamenilor, mai departe de adevăr decât bezna de lumină, deci cumva artiștii renașentiști lucrau, în schimb n-aveau cunoașterea necesară pentru a ajunge la opera desăvârșită pe care o căutau. Trebuie să spun că arta renașentistă lucra cu ideea de maestru-discipol. Discipolul își lua învățătura de la un maestru. Dacă nu avea un maestru care să te îndrume corect, practic nu puteai să faci artă de elită. Arta renașentistă este una elitelor. Și cum spune Vasari, văzând nesfârșita zădărnicie a atâtor osteneli, deci artiștii lucrau, munceau, însă n-aveau poate harul sau meșteșugul necesar pentru a ajunge la cunoașterea desenului. Înflăcăratele studii de orice rod și credințele pline de îngânfare ale oamenilor, mai departe de adevăr decât bezna de lumină, a luat hotărârea ca, pentru a ne scăpa de atâtea greșeli, să trimită pe pământ un spirit care să fie la fel de iscusit în oricare artă și meșteșug și care, prin însuși lucru mâinilor sale, să ne arate ce înseamnă desăvârșirea artei desenului în ceea ce privește schițele, contururile, umbrele și luminile menite să dea relief lucrărilor de pictură, precum în ceea ce privește execuția unei sculpturi, cu judecata sănătoasă, ori, în arhitectură, construirea unor locuințe încăpătoare, ferite de primejdii, sănătoase, vesele, potrivite ca proporții și bogate în tot felul de ornamente. A voit de asemenea să-l dăruiască și cu adevărata filozofie morală, dar și cu podoaba gingașei poezii, pentru ca lumea să-l slăvească și să-l admire ca pe unica ei oglindă în viață, în muncă, în sfințirea purtărilor și în toate faptele omenești, și pentru ca noi să luăm mai degrabă o făptură dumnezeiască decât una umană. Acum voi citi textul fără întreruperi.
În vreme ce spiritele alese și iscusite de pretutindeni, cu toate că osteneala era în zadar, folosindu-se de lumina preavestitului Giotto și a urmașilor săi, se sileau să dea lumii o dovadă a frumoaselor însușiri cu care firea și bunăvoința stelelor le înzestrase mințile și țineau din tot sufletul să imite prin strălucirea artei măreția naturii, spre a ajunge cât mai aproape de acea înaltă cunoaștere, căreia mulți îi spun inteligență. A tot milostivul părinte și-a îndreptat îndurător privirile către pământ și văzând nesfârșita zădărnicie a atâtor osteneli, înflăcăratele studii de orice rod și credințele pline de gânfare ale oamenilor, mai departe de adevăr decât besna de lumină, a luat hotărârea ca, pentru a ne scăpa de atâtea greșeli, să trimită pe pământ un spirit care să fie la fel de iscusit în oricare artă și meșteșug și care, prin însuși lucru mâinilor sale, să ne arate ce înseamnă desăvârșirea artei desenului în ceea ce privește schițele, contururile, umbrele și luminile menite să dea relief lucrărilor de pictură, precum în ceea ce privește execuția unei sculpturi cu judecata sănătoasă, ori, în arhitectură, construirea unor locuințe încăpătoare, ferite de primejdii sănătoase, vesele, potrivite ca proporții și îmbogate în tot felul de ornamente. A voi de asemenea să-l dăruiască și cu adevărata filozofie morală, dar și cu podoaba gingașei poezii, pentru ca lumea să-l slăvească și să-l admire, ca pe unica ei oglindă în viață, în muncă, în sfințirea purtărilor și în toate faptele omenești, și pentru ca noi să luăm mai degrabă o făptură dumnezeiască decât una umană.